Coloanele de mașini formate între Sinaia și Bușteni se trăau cu viteza melcului, asta spre necazul șoferilor aflați în trafic. În stațiunea Bușteni, spre exemplu, au fost amplasate separatoare cu rolul de a împiedica atât schimbarea sensului de mers, cât și traversarea neregulamentară a pietonilor, factor favorizant ai producerii de coloane. De unde ați prins aglomerație? De la intrare din Sinaia. Bară la bară? Da, da, da. Cât pierdeți pe drum? Cam o oră, o oră. Infernal, infernal. O jumătate de oră maxim. Unde trebuie să ajungeți? La Brașov. Zăpada căzută în ultima vreme a făcut ca pârtiile din stațiunile Bușteni, Azuga și Predeal, adică exact în zona în care se produce cea mai mare aglomerație pe DN1, să fie practicabile. Traficul a fost descongestionat abia duminică seară. Analizele polițiștilor au relevat faptul că valorile de trafic înregistrate în această perioadă au fost mai mult decât dublul capacității de preluare a drumului Național 1.